Universității Publice Locale. Proiectul este susținut de Consiliul Europei în cadrul programului Parteneriat Estic cu privire la bună guvernare și lupta împotriva corupției, asistență pentru două consilii regionale din Republica Moldova în identificarea zonelor de risc vulnerabile corupției și elaborarea planurilor de integritate în vederea eliminării riscurilor de corupție. Da. Rezultatele proiectului și planurile de integritate elaborate vor servi ca bază pentru ajustarea strategiei naționale de descentralizare, aprobată prin legea numărul 68 din 05-04-2011 și ca model pentru toate autoritățile administrative publice locale din 1 și 2, care vor elabora, adopta și implementa aceste documente. Deci, noi am fost rugați, deci să răspundem la niște întrebări. Și anume, înscris, anume, scurta prezentarea activității curente Consiliului Regional, deci numărul și tipul de servicii, furnizat și populație, aceste funcții, etc. Descrierea experienței din ultimii 2 ani de implementarea unor proiecte în acest domeniu, asigurarea capacității administrative și implementarea proiectului menționat, descrierea acțiunilor în interfeziei în ultimii ani de combatere și prevenirea corupției. Deci noi am fost deci, rugați ca prima dată 10 august să prezentăm această informație. Specialiștii noștri din secția administrației publice au elaborat aceste răspunsuri, noi am trimis și nu știu de ce noi am fost selectați pentru cele două raioane pentru ca acest proiect să fie implementat. Eu sunt consider că o să fie nou de folos în activitate, pentru că nu știți că când nu știu ce filiești în corul trăiești. Nu, vă spunem și noi. Deci, eu vor fi de fapt să, cum spunem, m-am bucurat de chestia asta, înseamnă că specialiștii noștri au dat dovadă de competență și totodată noi toți am efectuat multe acțiuni în timp de 5 ani, care de lor consideră că putem fi selectați care ai vânt din implementare, atunci nu știu care sunt, cum care îi spun la să vă ales, că toate le-am prezentat aceste informații, dar am fost selectați la locale, deci toate proiectele care demarează Republic sunt selectate anumite raioane, anumite colectivi, deci prin baza unor investigații, a unor deci, acțiuni. Deci eu astăzi este prezent domnul Eduard Cârbu, deci care este dumneavoastră sunteți responsabilă de implementarea proiectului, da? Așa, deci, vreți mai lucrul ăsta, bună ziua, eu revin la scuzele de rigoare. Într-adevăr, au fost niște dificultăți și ne cerem scuze că în încontrăziere. Eu nu știu ce așteptați dumneavoastră să vedeți în față niște persoane cu evoleți, dacă e vorba de anticorupție. Nu? Noi, vă zic din start, suntem civili, așa, ca toată lumea, și procesul care o să-l inițiem noi o să fie un proces indirect de punere în evidență a fenomenului destructiv, care nu ne lasă în pace, care ne face viața un pic mai sobră. Deci, noi suntem o echipă de la Institutul de Dezvoltare Urbană. Cu noi este și domnul director Bulat, dar nu este de față. Nu este de față el, de fapt, o să vină cu Cristina Moisei, o să vină în Telenești la toate activitățile. Noi nu facem decât un sprijin, așa. De fapt, Telenești a fost selectat alături de o altă localitate, un alt consiliu raional, haideți să zicem, este vorba de Vâlșeni, noi eram lucrare în Vâlșeni, este și o altă colegă, Iurica și eu, Eduard, o să lucrăm în Căușe. Deocamdată ținem activitățile aici, suntem într-o fază de prezentare a proiectului. Domn președinte, eu nu știu când ați sesizat dumneavoastră că ați fost selectat, cum ați gândit, e bine, e rău. Eu de criteriile de selecție n-am să vorbesc, deși s-a făcut și concurs de dosar. Încât, credeți-mă, dosarul posibil să fi fost primul. Bine, au venit și cei de la corupție, de la
combaterea corupției cu ideile proprii. Fiecare dintre criterii a fost punctat și așa s-a selectat. Credeți-mă, nu de atâta că Telenește-o este cea mai, în Telenește este cea mai rea situație. Cinci raioane au fost expuse din start, deoarece acolo procese de elaborare a strategiilor au fost realizate anterior, încât deja s-a scurtat lista. Eu vreau să vă vorbesc despre un avantaj al activităților pe care o să le ținem noi aici. De fapt, domnul președinte trebuie să știe că un pic mai târziu fiecare Consiliu Raional, fiecare primărie o să trebuiască să-și elaboreze planul de integritate. Asta o să fie cu manieră impusă, eu zic așa, băgată pe liut, adică obligatorie. Planul de integritate o să fie schițat în toate activitățile noastre și, de fapt, o să fie o mostră pentru celelalte comunități. Adevărul este că avantajul este ăla că Telenește și Căușeni o să fie sprijinite în procesul de elaborare a strategiei anticorupție și, eventual, a planului de integritate. Și nu o să trebuiască să caute experți sau să depună eforturi suplimentare ca să facă alte activități, să zicem, dedicate identificării fenomenului și elaborării unor planuri de tratare a lui. Din start vin să vă zic că proiectul este, de fapt, supravegheat în întregime de Cancelarea de Stat, de Guvern și de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupției. Deci ăștia sunt șefii noștri. Și din start vreau să vă zic că au solicitat și un program de activitate pentru a asista la activitățile noastre. Este singura activitate posibilă unde nu o să fie asistate de cei de la cancelarie, de cei de la Consiliul Europei. De ce? Deoarece se zice că cel de la Consiliul Europei este un oarecare domn Hop, a solicitat programul și a intervenit, a spus că domnule, și-a deschis agenda și a spus că eu în ziua respectivă nu am posibilitate, încât vă rugăm să modificați. Încât imaginează dacă el se urce pe avion și o să vină special pentru activitățile respective, înseamnă că sunt niște interese. Deci, finanțarea face parte din Consiliul Europei, deci de acolo vine finanțarea și anume din programul Buna Guvernare și Lupta Împotriva Corupției. Noi, cei din dreapta, este sigla noastră, suntem de la Institutul de Dezvoltare Urbană, suntem un ONG, o organizație non-profit și suntem niște consultanți în domeniul planificării strategice. Adevărul este că noi am avut norocul să fim instruiți de trenerii de la FPDL, așa se numește, eu acum am construit abreviatura și proiectele pilot s-au ținut în Rezina și în câteva alte localități unde noi cu cei de la Credo și cu, în cadrul proiectului LGBTSPI, adică în cadrul unui proiect de la PNUD, noi am încercat metodologia și credeți-mă că merge, este interesantă, este inovativă, este provocatoare, dar și este și un proces de planificare strategică participativă, în care iarăși se presupune că nu vine cineva să-ți facă o strategie de undeva deasupra, necunoscând situația din interior, ci se presupune că noi să sprijinim comunitatea care singură o să-și facă acea strategie anticorupție, acel plan de integritate și o să încercăm prin maniera asta să
ne impunem în acea strategie națională anticorupție. Da? Vă zic că totul ce o să se realizeze aici, încă ușim și cei ce s-a realizat în celelalte 5 raioane, de fapt în primăriile din celelalte 5 raioane. Deci, credeți-mă, totul o să stea la baza elaborării unei schițe a strategiei naționale anticorupție. Din start, am să vă zic că ăsta este obiectivul pentru a promova o abordare inedită, eu aș spune, pentru Republica. Că, sigur, oameni buni pot fi folosite și maniere din astea silabâie, cum s-ar spune în rusește, de identificare, de tratare prin maniere de constrângere, prin instrumente de constrângere sau ceva de genul. Nu. Noi venim cu niște practici indirecte de identificare, de stabilire și de elaborare a unor planuri de tratare, de însănătoșirea acestui viciu, haideți să zicem. Deci este dedicat procesul, este dedicat anume administrației publice locale, deoarece o să vedeți, rădăcinile se trag dintr-o primărie. Rădăcinile se trag a activității, se trag dintr-o primărie și toată metodologia care o administrăm noi provine de acolo. Și anume din Bolivia, din La Paz. Așa se numește localitatea. O să vorbim și despre, nu haideți să zicem, sursele bibliografice de unde noi putem inspira foarte multe principii care le utilizăm noi aici. Deci, încât, mersi mult. Deci, asta este ediția actuală. Asta este ediția actuală. Deci, nu. Asta este ediția anterioară, mai detaliată. Aici am câteva informații despre Institutul de Dezvoltare Urbană, acea asociație oftească care o să sprijine comunitățile în elaborarea acestor strategii. Deci, sigur că chestia asta se face prin mobilizarea unor eforturi și noi, de regretabil cine s-a întâmplat astăzi, dar se presupune că știm să mobilizăm acele eforturi și o să încercăm ca produsul pe care o să-l generăm noi să fie un produs care să nu fie pur și simplu depozitat pe poliță să acumuleze praf, ci să lucreze, să vină în beneficiu comunității, ca să nu existe, să zicem, fenomene destructive, fenomene care să împiedice lumea să gândească că viața este frumoasă. Deci, în afară de planificarea strategică, noi ne pricepem și la alte activități. De exemplu, mulți din Institutul de Dezvoltare Urbană au participat la elaborarea planului urbanistic a Teleneștiului. Nu știu dacă știți, asta a fost realizat de Business Consulting Institute. Deci cam jumătate din experții IDU sunt provin de acolo. Deci noi am elaborat, adică părțile noastre a planului urbanistic din Chișinău. Deci, noi suntem experți și în aspectele de dezvoltare durabilă a localităților. Încât în situația respectivă, aici avem niște domenii de activitate, printre altele studiile de fezabilitate, studii de dezvoltare urbană și așa mai departe. Aici sunt câteva din cele mai importante proiecte pe care au fost realizate începând cu 2005, adică recente. Nu, ăla a fost un pic mai devreme, încă nu e aici. Deoarece 2005-2006 cu Chișinău a fost. Deci,
Haideți să vedem ce avem de făcut în cadrul acestui program. În primul rând, o să urmeze, după activitățile noastre de astăzi, o fază de diagnostic. În faza de diagnostic, noi să facem niște constatări vis-a-vis de vulnerabilitatea activităților susținute de Consiliul Raional. Deci, o să vedeți, noi dispunem acum, noi avem un chestionar, o să vă rugăm cei prezenți la activitatea noastră de astăzi să completeze. Deci, la finele activității, acest chestionar. Dar uitați-vă ce o să facem noi în faza de diagnostic. Noi să încercăm să calificăm vulnerabilitatea sau cât de afectate sunt activitățile de acea corupție despre care vorbim noi astăzi. O să încercăm să identificăm cele mai vulnerabile activități la corupție. Deci, într-o fază ulterioară, o să procedăm la identificarea unor soluții, adică de tratare a vulnerabilității. Și în această fază o să încercăm să elaborăm un plan de activități, niște proiecte, niște programe, care o să fie obiectul unor strategii. De fapt, metodologia proiectului, spuneam, a fost elaborată într-un program regional Working Together. FPDL-ul este un ONG din România, ei ne-au instruit pe noi, ei ne-au fost trainerii. Este Fundația pentru Dezvoltare Locală, care a fost finanțată de Open Society Institute, de fapt cu sediul Ungaria. Aici a fost acea abordare inovativă de tratare și prevenire a corupției dezvoltată, printre altele, față de procesele care le susținem noi într-un timp restrâns. Credeți-ne, am stat în Rezina timp de vreo săptămână, ne-am descurcat în toate elementele, ci poate să intervină, ce învățătură pot să ia lucrurile în niște abordări de genul ăsta. Și credeți-ne, ieri ne-am confruntat și cu domnul procuror de la... El era un pic nedumerit într-un fel, cum sunt abordările respective, dar bine. Dincolo de chestia asta, programul s-a desfășurat în câteva țări. V-am spus, inițial, toate principiile astea metodologice se trag din Bolivia, deci ulterior Albania, Armenia și așa mai departe. Și doamna Ana Vasilache a fost șefa colectivului de trainer. Ne-a vorbit de foarte multe lucruri specifice din aceste state. A fost foarte interesant. Unele dintre ele ne sunt și nouă specifice. Numai eu nu văd aici Georgia. Ne-a vorbit foarte mult și de Georgia, între altele, bine, și de reformele care au fost inițiate acolo. Deci, de fapt, aceste consilii vor fi primele din Republica Moldova, deoarece la propriu s-a lucrat la nivel de primării până acum. Deci, astea două consilii vor fi primele care vor, în baza lor, vor fi realizate acele modele care ar trebui să fie înrădăcinate de celelalte consilii raionale. Bine, le știi mai puțin. Noi am vrea, ca dumneavoastră, să încercați să bifați sau să dați calificative pentru diversele respective activități. Dar cu detalii vine Viorica. Adică nu trebuie să o semnați. Nu trebuie, dar nu mai menționați, mă rog, aici este de fapt. Sunteți, de exemplu, administrație publică din nivelul 1, nivelul 2,
ONG sau agent economic. Pur și simplu găsut să faci subiect și atât. Mai departe, chestionarul ăsta aici o să fie sunt dar nu atunci sunt activități sau serviciile publice care sunt testate de Consiliul Raional. Pe dreapta este evaluare. E înseamnă monopol, de discreție, de transparență. Aș vrea să dau așa un exemplu la care eu m-am gândit ca să fie mai clar cum anume, adică ca să faceți, ca să puneți noi direcția. Hai să spunem așa, dacă o familie, familie sunt, hai să spunem, familia noastră, de ce suntem 4 oameni? Eu, soțul și 2 copii. Să luăm așa o problemă care s-a dat lumea, bugetul. De obicei bugetul, de exemplu, noi în familie nu este o persoană care să țină mai bugetul. Adică nu este un monopol total. În numele familiei este așa, bugetul ține ori soția, ori soțul, sau nu trebuie. Și de dacă în familie ține bugetul numai soțul sau numai soția, atunci este monopol total. Și aici este, adică este într-o măsură, cifra 5, o măsură foarte mare. Dar, de exemplu, la noi în familie bugetul nu țin nici eu, nici soțul, dar așa, este comun, atunci merge ce trebuie. E măsură medie, este un monopol, adică așa, e mediu. Iată, aceste sunt cifre. Ce, deci ce înseamnă monopol? Înseamnă o activitate sau serviciu care prezintă o atitudine exclusivă. Deci eu am dat exemplul ăsta pentru că așa se fie puțin mai clar. Urmă să luăm discreție. Deci discreția asta înseamnă în aceste... La monopol, cinci este stăpânit de o persoană, de o instituție și nu există concurență acolo, că dacă ar fi concurență, lucrurile s-ar degaja. În ce sens? Ar scădea prețul, s-ar reduce timpul de deservire, nu în economie, așa, dacă există concurență, o mai apărut un concurent, o prețurile, ați văzut cum au evoluat prețurile la telefonie mobilă, ele erau inaccesibile pe timpuri și așa mai departe, mai apărut un operator, prețurile s-au dus în jos. Păi uitați-vă, dacă activitatea este susținută în exclusivitate de o persoană, ea singură ia decizie. Ar putea domnul președinte, într-o ședință, având autoritate mare, să spună că noi am discutat și eu am luat decizia. Da? Și nu mă interesează de părerea dumneavoastră. Da? Asta este decizia noastră. Deci, ea sigur este monopolizată de o singură persoană. Și atunci, în cazul respectiv, sigur, calificativul pentru activitatea asta ar fi 5. Da? Acolo unde se implică multe persoane în soluție, în identificarea soluției. Acolo unde se implică multe instituții, să zicem, sau ceva de genul ăsta. Acolo s-ar spune că ar exista o concurență deja a părerilor și gradul de monopol ar fi mic. Deci calificativul ar trebui să fie mult mai mic. Deci mergem mai departe, la discreție. Iarăși merg pe exemplu care l-am dat. De exemplu, cum schimbi bugetul? De obicei sunt persoane care, mă rog, care au planificat. Iată, scumpără asta, scumpără asta, scumpără asta. Sau este interzis de a scumpăra asta, asta, asta. Și deci asta este discreție când sunt, ori sunt prea multe reglementări și când persoana sau funcționarul adică poate să aleagă. De exemplu, care este mai convenabil la moment. Este convenabil, de exemplu, punctul ăsta din lege la descentralizare sau este convenabil punctul din lege despre administrația publică. Deci, discreția asta, independență, deci este când aceste activități sau servicii sunt toate discreționare. Adică nu sunt reglementări, proceduri clare care se ligheze funcționarul în luarea deciziilor. Și transparență. Dacă sunt același buget din familie, eu știu, hai să spunem, că avem o sumă N. La sfârșitul lunii banii nu sunt. Eu știu așa, la general, s-au cheltuit pentru asta, asta, asta. Dar concret, dacă să fiu întrebată, de exemplu, cât s-a cheltuit, de exemplu, pentru întreținerea mașinii, sau cât pentru mâncare, cât, nu pentru școală știu, că e 200 de lei, adică merge în buget. Dar nu sunt, adică, la general știu, poate este ok, transparent. Dar dacă sunt în detalii, nu știu. De exemplu, dacă s-a apreciez transparența bugetului, de exemplu, la familia noastră, eu aș pune-o în 2. E în măsură mică transparență. Adică, așa. Asta este. Adică eu am dat așa un exemplu mai simplu,
Asta că, nu, că soția nu, nu vrea să știe, pardon, nu vrea să zică ce ai cheltuit soțului și viceversa. Da. Adică, uitați-vă, bugetul Consiliului Raional poate fi destul de transparent sau poate fi mai puțin transparent. Dacă lumea știe de el, știe cum, de unde vin banii, știe cum sunt repartizați aceștia, ne-i sigur, prin maniere de medializare, eu nu știu care să fie asta. Presupunem site-ul, pagina verde. Presupunem audierile publice, la care, printr-o participare masivă, lumea să afle despre buget și așa mai departe. Sigur, atunci activitățile ar fi de elaborare a bugetului, de utilizare a lui, ar fi transparente. Atunci când lumea nu știe lucrurile astea, scuze, e lipsă de transparență și atunci asta afectează activitățile de zi cu zi. Încrederea și așa mai departe. Păi asta este tot un element. Noi după aia o să utilizăm niște formule prin care o să identificăm vulnerabilitatea activităților respective. De aia avem nevoie de calificativele respective. Așa.